Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip vom testa un amplificator în clasă D cu TPA 3118. Acest integrat, având de fapt în interiorul lui două amplificatoare, însă sunt legate în punte. Hai să facem o scurtă prezentare așa în mare, un fel de teardown rapid. Păi avem intrarea, condensatorul de intrare este cel de aici, este în zona asta, unde arăt eu cu tweezerul, cu penseta. Este de 4 microfarazi, am verificat eu cu multimetrul, din curiozitate. Zona asta este parte de mute, de tăierea semnalului pe intrare, mai băbește. De exemplu, ascult muzică, o să testez eu un pic mai târziu, ascult muzică și dacă vrei să pui pe mute, faci scurt între cei doi pini. Avem ieșirea aici, plus, minus, și alimentarea plus, minus. În serie cu alimentare, pe partea de plus, avem și o diodă SS54 și pare fi una Schottky. Practic este, cred eu, pusă în cazul în care alimentezi invers. Inversezi alimentarea, plus la minus, minus la plus. Și dioda nu va lăsa să treacă curentul. Avem filtru pe ieșire, în interior fiind un amplificator dublu. Avem două ieșiri. O ieșire de aici vine către inductor, a doua ieșire către inductor. Avem plus și minus. Acestea fiind de fapt filtrul LC trece jos, inductoarele în serie și condensatorul se duce la masă. Da? Condensatorul dinspre acest inductor și condensatorul cred că ăsta e dinspre acest inductor. Condensatorii de aici sunt pentru o filtrare suplimentară a alimentării. Practic sunt legate câte două condensatoare în paralel, două cu două. Asta pentru că alimentarea acestui integrat se face prin două părți. Pinii 32-31 de sus, de aici, și pinii de jos 17-18-19 din zona asta. Gata, ajunge cu descrierea acestui kit. Hai să vedem și spatele. Pentru început vom pune niște conector block pe ieșire audio, iar celălalt pe alimentare. Iar pe intrare, doar pe intrare, pe mute nu o să pun nimic, o să pun un alt conector block de 2,5 mm, pentru că de 5 mm nu încape. Gata, am lipit conectorii bloc, unul mic pe partea de intrare audio, 2 de 5 mm pe ieșirea audio, iar celălalt pe alimentare a amplificatorului. Partea de mute, după cum am spus, am lăsat-o fără. Pe intrare am pus un jack de panou de 3,5 mm. Am torsat, dat niște conductoare și mi-e regulă. O să alimentez la 12V. Asta pentru că eu nu am nici boxă destul de puternică și nu vreau să am probleme. Să vedem cum vin cu alimentarea. Minusul vine sus, plusul jos. 3, 2, 1. Hai să introducem intrare. Aici e firul cald. Și cum v-am obișnuit, pentru început să testăm cu muzica. Așa am testat pe muzică. Mare atenție că nu am pus niciun egalizator, nu am ridicat frecvențele joase sau frecvențele înalte.
Asta ca să nu cumva să apară unele discuții. Singurul lucru ar fi că mi se par mie că amplifică mai mult în altele. Poate mi se pare. Deși basul, credeți-mă că e arhi-suficient. E în regulă. Ia să ascultați un pic și cu bas. Să activez basul. Ca să fiu sincer, nu duce lipsă. Înainte de a trece la măsurarea și calculul puterii pe 14 8 ohmi, haideți să testăm și funcția de mute, cea de aici. Să dăm un pic play la muzică. S-a activat funcția mute. Dezactivat. Încă o dată. Deci funcția mute funcționează în regulă. Am pregătit montajul pentru măsurarea puterii. Nu o să mai bag semnal din placa de sunet, din PC, și o să folosesc acel generator de semnal cu XR2206. Ca sarcină vom folosi două rezistoare, o dată unul singur pentru 8 ohmi și în paralel pentru 4 ohmi. Și le-am pus pe un radiator, ca să vi-l arăt mai bine. Da. Deoarece vom avea putere mai mare de disipare termică pe ele. Și nepunându-le pe radiator, le-aș fi scurtat viața. Așa că am decis ca să le răcesc mai bine. Pe moment am alimentat kitul la 12V. Da, 12,2 cu aproximație. Să potrivim frecvența la 1 kHz, deoarece puterea se măsoară la frecvența respectivă. Hai să punem și un micuț radiator. Dinainte, deci la 12V nu prea pare să trebuiască. Am oprit alimentarea ca să nu ating cu radiatorul din greșeală. Gata, radiatorul a fost pus pe acel integrat. Să-i dăm drumul la alimentare și să mărim semnalul. Am uitat să vă zic, acum rezistoarele sunt puse în paralel pentru a ne da 4 ohmi impedanță. Încă nu intră în clipping, a intrat deja. Aici a intrat. Hai să vedem cât avem în gol la acest osciloscop. Am observat că avem și în gol o anumită tensiune. Da, 400 de milivolți. Hai să trecem 21 de volți vârf la vârf. Hai să deconectăm un rezistor și lăsăm pe acesta. Da, pentru că e conectat aici. E pus această clemă, Vago. Pe 8 ohmi, să mărim semnalul. A intrat în clipping. 22 de volți, vârf la vârf. Am alimentat kitul la aproximativ 24 de volți. Hai să vă arăt. Da, 24,2, un pic mai mult. Pe 4 ohmi, să mărim. Bine că acum am pus și cel radiator ca să fiu sigur. Dacă ne depășește. Ok. Mai merge? Stai maxim. Aici e curat. 40. Ei, să spunem 41. Pentru că avem în gol fără osciloscop, avem, da, 800 de milivolți. Și radiatorul frige. Deci, nu știu dacă duce la... Cred că trebuie răcit. Hai să scoatem pe 8 ohm. Am pus pe 8 ohm de data aceasta. Să vedem ce cădere de tensiune. Cam 45, dar avem în gol 800 de milivolți. Hai să spunem 45. Hai să tragem și concluziile privind puterea. La 12V, pe 4 ohmi, avem 13W.
Kitul alimentat la 12V, impedanță de 8 ohmi, 7W, la 24V pe 4 ohmi, 52W RMS, ceea ce mi se pare chiar superb. Se apropie vertiginos de puterea scrisă pe AliExpress, de aproximativ 60W, dar nu indică ce fel de putere este aia. Deci 50W duce lejer, fără distorsiuni. Pe 8 ohmi, la 24V, avem 31W. 30W RMS. Eu am rotunjit pe minus, e 31 și ceva, 52 și ceva. N-am mai pus ce este după virgulă. Iar calculele, ca să nu mai stați să căutați, să mă întrebați lucrul ăsta, au fost următoarele. Pentru că osciloscopul meu nu poate da tensiunea RMS, volt RMS, a trebuit să calculez tensiunea vârf la vârf, peak to peak, ori 0,3535. Și din formula aceasta aflăm puterea. Puterea este egal cu tensiunea RMS, aflată din calculul acesta, la pătrat, împărțit la R, impedanța noastră, că e de 4 sau de 8 ohmi. Ați observat asemănătoare tensiunea, mai ales la 12V, pentru că pe 4 ohmi se mărește curentul. Chiar am verificat eu și tensiunea stă stabilă la ieșire, de asta s-a observat volți vârf la vârf aproximativ 21 și 22 pe 8 ohmi, dar se mărește curentul pe la partea de 4 ohmi. Am măsurat eu, sincer. Și acestea sunt rezistoarele ce le-am folosit pe post de difuzor de sarcină. Și radiatorul pentru a le răci mai bine, deoarece nu este bine dacă măsori la semenea putere, mai ales la 50W cât am avut eu, e nevoie de răcire. Hai să măsurăm și răspunsul în frecvență. Prima dată am setat amplitudinea la 10V, vârf la vârf, la 1 kHz, ca să avem ca reper. Iar acum să vedem frecvențele joase. La amplitudinea n-am modificat-o absolut deloc, am lăsat-o la fel. De la 20Hz, ca acolo ne interesează pe noi, oarecum. Ca să fiu sincer, atenuarea nu prea e. E insesizabilă, deci cade un pic, dar nu e insesizabilă, practic. Era sensibilă dacă scădea sub 8V la vârf, dar așa e irelevantă atenuarea. Să creștem frecvența 70, 80, 160 de Hz și 10V la vârf. Nu e atenuat absolut deloc. Să creștem și mai mult 300, 360. E în regulă. Nu, practic nu atenuează mai deloc, sincer. 4,6 e tot în regulă. Să mărim mai mult. 6,2. 7,9. Am depășit 10. 14 kHz. Exact ce bănuiam. Un pic amplifică în altele. Da, se vede. 11V vârf la vârf aproape. Hai să creștem mai mult. Atenție, generatorul meu de semnal până 65, unde dau acum, nu atenuează. Practic am aceeași, am linearitate pe amplitudine, indiferent de frecvență. Deci se pare că crește aici. Și apoi, la 60 kHz, începe să atenuează din ce în ce mai mult. Și poate nu mă duc mai mult, pentru că oricum... Și în plus că partea audio e până în 20 kHz, deci nu ar avea sens. Cam acesta a fost răspunsul în frecvență. Da? Se vede că amplifică un pic la 12 în sus. Un pic, da, tot, e irelevant. Cam aici să termin acest clip. Eu, ca să fiu sincer, sunt foarte mulțumit în privința acestui kit. Nu am mai vrut să mai fac și test scurt pe ieșire, deoarece parcă nu aș fi vrut să risc. Nu știu sigur dacă are sau nu. El în data sheet scrie că are protecția la scurt circuit pe ieșire, dar parcă țin prea mult la acest amplificator micuț și nu vreau să îl distrug. Am scos și acest radiator, am folosit doar pe timpul măsurilor. Eu recomand radiator, mai ales dacă alimentați la 24V. Trebuie să puneți un micuț radiator. Mare atenție că pe 4 ohmi se cam încălzește.
destul de puternic. Dacă vrei neapărat la 50 de W, recomandarea mea ar fi să pun un radiator. Nu știu dacă ar fi. Cred că trebuie unul mai mare decât acesta și un ventilator să sufle către el. Ok, cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!